Anonim. Atelier Central European. Femeie cu rochie albastră. 1835-1845. Bună ziua! Sunt Crenguța Hariton, actrița Teatrului Notara. Lucrarea pe care am interpretat-o pentru campania Actor de pus în ramă, desfășurată în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, creează o punte foarte specială între muzeu și teatru. De ce? Pentru că a aparținut lui Dan Nasta, cunoscut om de teatru, dar și reputat colecționar de artă. Dan Nasta a trăit între anii 1919-2015 și a fost o figură proeminentă a teatrului și cinematografiei românești. De-a lungul bogatei și îndelungatei sale cariere, a profesat ca actor, regizor, scenarist, scenograf și teoretician de teatru. În anii 60-70 a regizat și a jucat în numeroase spectacole de succes la Teatrul Notara. În câteva dintre acestea l-a distribuit pe Alexandru Repan, la clasa căruia, în 1993, eu absolveam facultatea de teatru. Timp de mai bine de jumătate de secol, Dan Nasta și soția lui Iliana au adunat o vastă colecție de artă plastică și decorativă, românească și universală. Printre obiectele acestei colecții se află și portretul de femeie cu rochie albastră pe care l-am interpretat. Opera unui anonim din perioada Biedermeier, tabloul redă în trei sferturi o tânără, coafată după moda vremii. Ea poartă o rochie amplă, albastră, cu corsajul strâmt, cu mânecile bufante și umerii dezgoliți. Decolteul îndrăzneț este temperat discret de un guler negru cu capetele petrecute, prins cu o bijuterie aurie în formă de șarpe. Iar în mână ține un trandafir roz, simbol al castității. Inelul de pe deget asociat cu trandafirul ar putea indica faptul că tânăra era logodită. Fundalul negru, lipsa perspectivei, rigiditatea posturii și atenția pentru detaliile decorative ale podoabelor și pentru redarea cât mai fidelă a materialelor îmbrăcăminții rămân principalele caracteristici ale picturii de șevalet în prima jumătate a secolului XIX. Draperia roșie din colț m-a dus imediat cu gândul la cortina de la Sala Horia Luvinescu de la Notara. Oare din acest motiv și-a dorit Dan Nasta lucrarea în colecția lui sau poate mie foarte dor de teatru? Oricum, mi se pare încă o aluzie simpatică pe care această lucrare o face din ramă către scenă. În memoria lui Dan și Alianei Nasta, nepoții lor, Mihai și Elena Nasta, au donat 769 dintre obiectele din colecția sa Muzeului Național de Artă al României. Donația care a făcut obiectul unei laborioase munci de cercetare și restaurare cuprinde artă plastică europeană și românească, precum și artă decorativă europeană, orientală și românească, provenite din diferite epoci artistice. La acestea se adaugă și o serie de piese arheologice datând din Neolitic și până în Antichitatea Târzie. Din 2019, colecția Dan și Liana Nasta face parte din expunerea permanentă a Muzeului Colecțiilor de Artă. Iar femeia cu rochie albastră vă așteaptă cu minte la intrarea în una din cele două săli care găzduiesc această colecție.